Ne plângem de căldură, dar parcă atunci când vin ploile e și mai rău. Avem un nou cod galben de furtuni și vijelii care a intrat în vigoare acum 10 minute. Și nici până acum nu a fost mai bine. A plouat torențial toată ziua în mai multe zone din țară. Avare apa, nu? Destul, e bună! Se vede, asta e România! A v-a ajuns la motor? Și nu mai pleacă. Ăștia suntem, atât putem. Unii nu au putut. Au rămas în apă în mijlocul orașului, iar restul nu au circulat. Au notat. Foarte mare. Nu știu ce se întâmplă de canalizările. A început la ora 15 și nu a durat mai mult de 10 minute, dar a fost suficient. Singurele cât de cât ferite au fost camioanele, în rest fiecare s-a descurcat cum a putut, chiar în plin centru. Nici pe străduțe nu a fost mai bine. Canalizările sunt vechi. Asta e țara. Mai mulți copaci au căzut, iar două acoperișuri de bloc au fost luate pe sus. Unele au căzut pe mașini. Nici la Zalău n-ai fi vrut să fie afară. A plouat cu pietricele de gheață, nu foarte mari, dar suficient de puternice să rupă flori, frunze și crengi. Și nu a fost o ploaie scurtă. După 15 minute, mai multe cartiere au fost inundate. Canalele au refulat în mai multe zone. Păreau mai degrabă fântâni arteziene. Pe unele străzi apa a ajuns la jumătate de metru. Din cauza ploilor, pământul a început să se rupă în Prahova. În localitatea Pietriceaua, 100 de familii sunt izolate după ce drumul refăcut de curând a luat-o la vale. Că dacă a venit ploi și s-a rupt și a rămas oamenii ăștia de aici, a rămas izolați. N-are pe unde să mai treacă, pe unde să-și mai ducă și o traisă de râță, de mălai, de ceva, ei n-are pe unde să mai treacă pe aici. Oamenii se roagă să nu le fugă și pământul de sub case. Jumătate dintr-o gospodărie s-a prăbușit deja în râpe. Te duc. Pământul s-a mai rupt și altădată, dar sătenii sunt convinși că nenorocirea li se trage de la recentele lucrări la drumul din sat. Rareș Cosmaela Hoedin, în Cluj, unde zeci de gospodării sunt inundate. Rareș, care e situația acolo? Ceea ce se vede în aceste momente, practic, sunt efectele unei ploi torențiale care a durat aproape 3 ore, urmată și de o rupere de nori. Însă oamenii spun că în această zonă nu funcționează canalizarea, practic nici măcar nu există canalizare. Ei bine, 250 de gospodării arată cam în felul acesta, inundate foarte mult și apa în anumite locuri atinge chiar și un metru. Pompierii și jandarmii au salvat oamenii din casele inundate și iată că în aceste momente o mașină de pompieri vine ca să scoată apa din beciuri care practic este beciurile sunt inundate până la refuz. Mai mult de atât, circulația rutieră pe drumul național 1 care leagă Oradea de Cluj-Napoca circulația a fost blocată și în aceste momente se circulă cu dificultate în această zonă. Oamenii sunt nevoiți să stea ore în șir pentru a putea să se deplaseze măcar 4-5 kilometri. Mai mult de atât, veștile nu sunt foarte bune și mai înainte a plouat foarte puternic aici și pare să că apa nu se va retrage prea curând. Mai mult de atât, ceea ce vedeți în aceste momente este și din cauza râului Criș, care practic a ieșit din matcă, dar și a altor râuri care se află undeva mai departe în spatele meu. Și din nou e cod galben. Rareș Cosma, mulțumesc foarte mult pentru informații.